Portul Constanța continuă să fie nodul de legătură dintre Ucraina și restul Europei atunci când vine vorba de exportul de cereale. Silozurile sunt pline ochi de grâu, porumb, orz și floarea soarelui care așteaptă să plece la export. După începerea războiului, Ucraina nu a mai putut exporta cereale din cauza că porturile de la Marea Neagră s-au închis, iar portul Constanța a început să transporte cereale ucrainiene. În primele 8 luni ale anului, traficul total de mărfuri din portul Constanța a fost de 51 de milioane de tone, ceea ce înseamnă o creștere de 13% față de aceeași perioadă a anului trecut. Traficul de cereale a fost de 17 milioane de tone, creșterea fiind de 5%. În ceea ce privește traficul pe relația Ucraina-Constanța, de la începutul războiului, acesta a fost de 6,5 milioane tone de mărfuri. Cele mai mari cantități care au ajuns în port au fost cerealele, 4,8 milioane de tone. Sunt deja celebre cozile de tiruri care se întindeau pe kilometri întregi la porțile de intrare, iar șoferii erau nevoiți să aștepte chiar și o săptămână ca să descarce marfa. În aceste condiții, autoritățile centrale au dispus măsuri urgente pentru fluidizare, pentru a nu se ajunge la un blocaj total. Exportul de cereale din Ucraina s-a dovedit o pălărie prea mare pentru portul Constanța, iar unul dintre principalele obstacole care stau în calea preluării cerealelor din Ucraina a fost infrastructura proastă care conectează portul românesc. Pentru a realiza o fluidizare a traficului de mărfuri prin porturile maritime românești și pentru a se putea opera mari cantități de mărfuri, este un scop ca marfa să stea cât mai puțin în porturile românești. A fost fluidizat traficul auto pentru a se evita blocajele și aglomerarea infrastructurii rutiere. Mișcarea camioanelor cu cereale se face pe un circuit separat pentru camioanele care intră și sunt goale și pe circuit separat pentru camioanele încărcate. S-au tipărit și în acest sens flyere în limba română, engleză, ucraineană și turcă. În plus, s-au amenajat mai multe zone de parcare pentru tiruri. Și tot pentru a evita aglomerația la porți, administrația portuară a lansat o aplicație pentru a se putea plăti online accesul în porturile maritime. Pentru fluidizarea traficului s-a amenajat și este funcțională o parcare la poarta 9, da, care se întinde pe o suprafață de 21.000 de metri pătrați. Tot în acest sens suntem în fază de elaborare a documentației pentru o nouă parcare în exteriorul portului, da, pentru autocamioane. Da, în acest sens s-au fost făcute investiții din fondurile proprii care s-au direcționat în infrastructura portuară, în zona rutieră, de alimentare cu apă, de iluminat. În paralel, operatorii portuare au decis să facă investiții proprii, astfel încât să poată prelua o cantitate cât mai mare de cereale. 4 milioane de euro a investit unul dintre acești operatori pentru achiziționarea unei noi platforme de descărcare a barjelor, ajungând astfel să proceseze până la 84.000 de tone la intrare și 70.000 de tone la ieșire pe zi. Legat de traficul de cereale de pe Ucraina, spre osebire de lunile ce au urmat imediat începerii războiului, odată cu deschiderea porturilor maritime din Ucraina, adică Odesta, Iujna și Cernomorsk, traficul de cereale prin portul Constanța a scăzut semnificativ. Există în continuare cantități, dar sunt mult diminuate față de ce cantitățile care existau acum 3 luni. În acest moment traficul este mai scăzut în ceea ce privește cozile de camioane, pentru că cu cât trece timpul de la începerea campaniei, cu atât din traficul de cereale de pe camioane se mută pe trenuri și pe barge. Și în acest moment el se distribuie pe toate cele 3 mijloace de transport prin care cereale ajung în portul Constanța. Toate investițiile făcute în cale ferată își vor arăta efectul în momentul în care crește traficul de cale ferată, ceea ce se va întâmpla în lunile imediat următoare. Anul trecut a fost unul al recordurilor, iar în portul Constanța au fost operate 25,2 milioane de tone de cereale din România și din Serbia, Ungaria, Moldova și Austria.